Sărbătorile populare și târgurile de Crăciun au o tradiție de peste 1200 de ani în Germania. Deseori, ele au avut loc cu ocazia târnosirii unei biserici sau a acordării dreptului de a ține târg și se bucură și azi de o mare popularitate. Fie un bălci mic la sfârșitul săptămânii sau un iarmaroc de mai multe săptămâni cu milioane de vizitatori, sărbătorile populare invită la petrecere. Atracțiile pe care se bazează sărbătorile populare sunt oferite de firmele de expozanți de sine stătătoare. Acestea călătoresc cu caruselele și magazinele lor mobile, cu tarabele la care se servesc băuturi alcoolice sau gustări, cu dulciurile și distracțiile lor de la o sărbătoare populară la următoarea. Expozanții care oferă aceste atracții caută colaboratori energici și de încredere care îi însoțesc în călătorii, care se implică și cărora le face plăcere să-i bucure pe vizitatori. Colaboratorii îi ajută pe expozanți la montarea și demontarea magazinelor mobile, la transportul acestora de la un loc la altul și, desigur, la punerea și menținerea în funcțiune a atracțiilor lor. În funcție de tipul de magazin, se caută, de exemplu, colaboratori interesați de carusele. În domeniul gastronomiei, au căutare ajutoare pentru bucătărie, la gheretele cu vânzare se apreciază o atitudine prietenoasă și talentul comunicativ. Cazarea colaboratorilor se face de obicei în adăposturi mobile. Ca plată, se pornește de la salariul minim valabil în Germania. Colaboratorii sunt instruiți detaliat, în funcție de experiența în domeniu există șanse de promovare. Asigurarea în caz de boală și pensionare sunt reglementate conform legii. Alte prestații pot fi negociate cu întreprinzătorii. Cunoștințe de limba germană nu sunt obligatorii. În Germania, sezonul sărbătorilor populare începe de obicei în aprilie și se sfârșește în octombrie. În sezonul de iarnă, expozanții lucrează la târgurile tradiționale de Crăciun. V-am trezit interesul și doriți să deveniți parte din vesela noastră lume a sărbătorilor populare? Atunci aplicați! Ne-am bucurat să vă cunoaștem!